De unde încep cu clipul ăsta? Nici nu știu de unde să încep. Ideea este, o să încep cu a scoate ventilatorul de la laptop. Așa, ideea este că astăzi am filmat și mă gândeam să fac un fel de daily vlog, dar nu mi-a mai ieșit și în următoarea perioadă nu o să am timp de daily vlog, ca să zic așa. Și ziceam să stăm așa puțin să povestim, așa că dacă vreți să vă luați și voi o cafea, ceva cu voi, ceva de ronțăit, ar fi minunat. Eu mi-am făcut aici o cafea, un fel de latte, ceva rece, I don't know, something, 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 something. Nu prea mai merge ăla de făcut spumă, știți, chestia micuță de... Așa, nu știu dacă îi se termină bateriile sau nu mai merge motorașul, nu-mi dau seama exact care e problema, o să-i schimb bateriile, dar momentan suntem bine. Nu i-am mai pus gheață că deja încep să deger și am o lumină, am așa o umbră superbă pe față pentru că e soarele undeva în zona aia. Și mă gândeam că dacă tot am filmat astăzi, că a fost zi de filmare, să fac și clipul ăsta, pentru că mă gândeam să fac, de ceva timp m-am gândit să fac un TikTok și n-am mai făcut un TikTok de, ferească Sfântul, nici nu mai țin minte când am făcut ultimul TikTok. Și chiar să-mi spuneți dacă vă plac TikTok-urile și dacă vreți să le facem. Dar, apropo de TikTok-uri, mă gândeam să le fac cumva într-o manieră cumva mai relaxată. Pe ideea pe care, de fapt, plecasem inițial. Că plecasem inițial pe o idee foarte relaxată și, după cum vedeți, sunt foarte relaxată, că sunt în coloanți, ceea ce mie nu prea mi se întâmplă, și în tricou, că tricoul ăsta de obicei îl iau când fac chestii prin curte. Deci sunt foarte relaxată. Mai relaxată de atunci și n-ai gândit și că aș putea. Și n-aveam neapărat chef de daily vlog, n-aveam chef neapărat să stau, să-mi pun tot setup-ul pentru TikTok. Și, în general, TikTok-urile mele se transformaseră așa într-o tentativă din asta de a dezbate. Adică, din punctul meu de vedere, era o încercare de a dezbate niște lucruri. Dar oamenii au înțeles că, așa mi s-a spus din diferite surse, că păream cumva foarte vehementă în clipurile alea, ceea ce chiar n-a fost intenția mea. Adică, intenția mea n-a fost să par foarte... vehementă și foarte tranșantă și foarte dură și foarte... Na, nu asta a fost scopul clipurilor în sine, ci altul era, dar mă rog. Da, ziceam că mi s-a închis și camera, că s-a terminat bateria. N-am mai făcut TikTok-uri pentru că, nu știu, nu mai eram inspirată neapărat de subiectele pe care le aveam și sugestiile pe care le-am primit de la unele persoane au fost ok, dar, nu știu, parcă nu simțeam eu că pot să vorbesc despre subiectul ăla suficient de mult sau... Nu știu, ceva m-a ținut în orice caz. Și m-am gândit că astăzi, dacă tot sunt atât de relaxată, să fac un fel de daily vlog, nu știu, TikTok, stăm așa și vorbim și povestim. Nu că n-aș avea cu cine să povestesc, am cu cine să povestesc la Văcerul, că am mai auzit și chestia asta, a, da, vii și vorbești în clipuri pentru că n-ai cu cine. Nu. Ideea este că legătura pe care o am eu cu... cei care mă urmăresc, este foarte specială și chiar dacă foarte multe persoane nu-mi scriu aici în comentarii, pentru că nu vor să lase pur și simplu comentarii publice, îmi scriu în privat pe Instagram și asta mă bucură foarte tare. Și cumva așa, o conversație pe care aș vrea să o avem și, nu știu, să povestim despre diverse, despre Bali Verde, habar n-am, să vă zic de asta că mi s-a terminat bateria la ăla. Despre faptul că am filmat astăzi și că mai un pic și mi-am prăjit creierul. Despre faptul că sunt nebunită, în continuare sunt nebunită după chestiile astea. Nu mai am, că le-am mâncat. Dar astea sunt. Sunt niște rolls din astea. Eu le iau din Profi. Nu știu dacă se găsesc în alte magazine. Dacă se găsesc, tell me, ca să știu să fac rezerve, să fac stocuri, că de multe ori astea cu ciocolată se întâmplă să dispară de aici și rămân alea cu vanilie, care nu sunt așa bune. Dar sunt foarte, foarte bune. Sunt rulouri, exact cum le vedeți aici pe ambalaj, cu ciocolată și eu le bag la frigider și se întărește puțin crema aia de ciocolată din interior. Și sunt divine. Așa, puteam să păstrez, să le păstrez pentru cafea, dar nu, le-am mâncat înainte. Am mâncat înainte, mă gândeam la vecina mea, chiar m-a pus să mănânc. După ce am filmat, mi-am strâns astea pe aici, mă rog, mi-am strâns, am trepied în spate. Fetele iar se isterizează. Vreau scăzut.
N-am închis ușa de la hol. Și nu știu dacă auziți tot tâmbălăul de pe fundal. Dar, da, și ca să vii la țară, că e liniște. E foarte multă liniște, după cum ați sesizat. Și după cum cred că știți și din daily vloguri. Da. Așa, ziceam că am mâncat. M-a pus să-mi, de fapt, să mănânc. Și mă sună vecina mea. Vecina mea, aia, cu mâncare. Și mă sună și zice, vrei sarmale? Că am făcut sarmale. Mâine fiind ziua ei de onomastică. Și zic, ok. Da, cum să nu vreau sarmale? Bineînțeles că vreau sarmale. Și m-am dus și am mâncat niște sarmale. În loc să mănânc ce pregătisem eu, mi-am lăsat mâncarea deoparte și am mâncat sarmalele și după aia am mâncat astea. Și apropo de vecina mea, cine mă urmărește pe Instagram știe că nu, de la faza aia când m-a enervat, atunci când am intrat pe Instagram și eram foarte supărată, n-am mai prea băgat-o în seamă și a sesizat chestia asta și a încercat așa să se fofileze, să mai îndulcească apele, dar de atunci nu prea mai, nu m-am mai dus să tund iarbă, nu m-am mai dus să fac nimic. Dacă are nevoie de ceva, mă duc și eu, așa. Dacă îmi zice că îi trebuie ceva, mă duc și nu știu ce, dar nu mai merg ca înainte. Pentru cine nu știe, pe Instagram m-a supărat. Pentru cine nu e pe Instagram, m-a supărat mai de mult. Acum vreo câteva luni, vreo două luni, cred că m-a supărat pentru că mai am dat seama eu de niște chestii, niște trigăre din astea pe care mi le tot băga și ea, din astea toxice, și am zis să mai reducem din contactul pe care îl avem și da, s-a mai potolit, adică nu. O mai sun o dată pe săptămână așa să văd ce face, să văd dacă, Doamne ferește, l-a murit pe acolo, că dacă Doamne Sfinte moare, sunt prima care ar putea să afle, adică restul lumii, familia ei, cred că ar afla după un an de zile. So, yeah. Și acum a venit să mă sunați să mă întrebe dacă vreau sarmale. Și am zis că vreau. Face sarmale bune, adică nu pune cimbru. Așa. Dar în momentul în când sunt gata făcute. Da. Așa, în altă ordine de idei. Ce vreau să mă... că apropo de asta cu filmatul, vreau să vă zic că mă uitam astăzi la niște clipuri din astea cu... cum să îți crești vizualizările, cum să nu știu ce. Eu mă mai uit ocazional să văd dacă... ocazional mă uit la clipuri din astea că mai afli informații utile, mai afli niște lucruri sau te mai pun la curent oamenii ăștia cu schimbările de pe YouTube mult mai ușor. Adică le înțelegi, sunt informațiile mult mai digerabile decât dacă le iei de la YouTube. Că YouTube îți trimite o polologie din aia lungă, 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 lungă și spune, uite, astea schimbările noastre. Și dacă nu ai niște cunoștințe tehnice foarte bine înțepenite sau dacă nu ești la curent cu toate schimbările YouTube-ului, te pierzi din ele. Și atunci am mai uit la oamenii ăștia și chiar mă uitam că era o tipă care descria ea acolo cam cum, ce ar trebui să facem ca să ne creștem vizualizările și nu știu ce. Păi, bine, lucrurile astea 90% nu se aplică la români, la mare parte din români, pentru că sunt făcute pentru americani. În al doilea rând, ce zicea tipa aia este total în contradicție cu ceea ce cred eu că înseamnă să fii creativ și să faci content. Adică numai să urmărești trendurile și numai să faci ce vrea publicul, ceea ce este ok până la un punct, într-adevăr, trebuie să urmărești să vezi ce vrea publicul tău, dar de aici până la a încerca să manipulezi publicul sau a face content doar pentru că asta vrea publicul, mi se pare o chestie deplasată, adică și cu ce vreau eu să transmit sau cu ce vreau eu să fac, cum rămâne, adică mai trebuie să fie și partea mea creativă și să fie și ceva ce îmi place mie să fac, nu doar ce vrea publicul, știți? Doar asta să fie singurul etalon și singurul lucru după care mă ghidez. Că atunci devine, nu știu, devine așa ca o chestie pe care o faci doar pentru că trebuie. Știți? Și nu mai e unde e plăcerea. În altă ordine de idei, altă ordine de idei, săptămâna asta am programare la medic. Adică mâine am programare la medic. Mă duc la control.
Mai nou trebuie să-mi fac anual control la ochi și, bine, nu că până acum n-ar fi trebuit, dar ar fi trebuit, dar nu mă duceam. Acum sunt obligată să mă duc și îmi place foarte tare, adică nu mai pot de extaz, sunt atât de fericită de nu mai pot. Trebuie să-mi fac iarăși câmpul vizual și o grămadă de teste și îmi plac de nu se poate. Sunt atât de încântată de ele, de nu mai pot. Deci, și cel puțin la început, mai ales când mă duceam la medici, noi îmi doream să am pe cineva cu mine. Niciodată nu se nimerea să fie nimeni cu mine. Deci, toată lumea are nevoie de suportul meu când vine vorba de chestiile astea, dar numai eu când aveam nevoie să mă duc la... În rest, pot să mă duc la orice, pot să mă duc la analize, pot să mă duc la orice altceva la medic, dar când vine vorba de ochi, mi-ar fi plăcut, mai ales când e vorba de un medic nou, să fie cineva cu mine. Niciodată nu se nimerește chestia asta. Acum m-am mai obișnuit, adică nu mai. Anul ăsta am fost de nu știu câte ori la medic, deci am fost anul din septembrie până în februarie. Mi s-a crit. Nu vreți să știți. Și acum am luat-o iarăși de la capăt pentru că trebuie să refac analizele și e foarte, foarte plăcut. Așa și mâine am programare și o să... Trebuie să mă duc la Târgoviște pentru că n-am găsit să-mi fac programare în București suficient de repede ca să termin odată cu toată polologia asta. Și mi-e groază, mi-e groază, mai ales că e medic nou. Și v-am zis că am avut o mulțime de experiențe neplăcute cu medicii. Nu știu, mulți se poartă foarte urât cu pacienții în ideea că, nu știu, le sunt datori sau ceva pentru că ei sunt medici. Adică nu e ca și cum este meseria lor. Ci îți dau chestia aia așa că tu mi-ești dator pentru că, da, plătesc consultația. Ok. Sau plătește, nu știu, am trimitere, o plătește statul. Care e chestia? Și... Da, nu știu, De-aia zic, n-am timp de daily vloguri. Și n-am chef să iau camera după mine și să fac daily vloguri. Când am fost la spitalul universitar, ultima dată am făcut daily vlog, parcă așa mi-aduc aminte. Da, mă rog, n-am filmat în spital. Dar când am fost atunci la spitalul universitar, v-am zis, parcă v-am povestit chestia asta în daily vlog, că erau rezidenți, bineînțeles, și se uitau la mine, mamă, deci eram chiar ca ciudățenia aia de la circ. Și iarăși, asta este încă o chestie care mă enervează pentru că foarte mulți medici cu la care m-am dus nu s-au întâlnit cu malformația mea și cu problemele mele sau dacă au văzut malformația mea, n-au văzut-o atât de avansată și sunt bine, ei sunt fascinați unii dintre ei și înțeleg și ca și rezidenții erau fascinați, dar efectiv eu am senzația că sunt ăla friki de la circ, la care se uită toată lumea și de care râde toată lumea, știți, cam așa. E foarte aiurea senzația și nu se ascund din a-ți transmite că ești acel friki de la circ, adică nu se ascund din a-ți transmite că ești o ciudățenie. Vă ziceam că se uitau, făceau cu rândul rezidenți, erau doi rezidenți din fericire, numai doi erau acolo la oftalmologie și când am ajuns eu, au fost mai mulți, dar au plecat între timp și făceau cu rândul, se uitau la mine, se uitau unul, se mai uita și celălalt, se uita și unul și se uita și celălalt, până am zis, băi, știi care e chestia? Hai că încep să dau bilet dacă tot, că... Așa. Și nici nu știu de glumă. Dacă asta era o chestie, eu o spusesem așa ca să atmosfera și ei nu erau pe bățuș așa, zic. Da, apropo de asta, nu-mi plac oamenii ăștia care nu reușesc deloc să înghită o glumă, să-și dea seama când încerc să detensionez atmosfera cu o glumă. Deci nu, sunt unii care, doamne, vorba lui Pleșu, sunt stoici, sunt tatuați, au o mină din aia gravă, așa, și nu-i scoți de acolo, nu-i pătrunzi cu nimic. Da, trebuie să știi să faci mișto de tine. Știți că îmi place cuvântul? Să râzi de tine, să faci glume pe seama ta, să nu te iei prea în serios și să te simți așa mai relaxat cu tine, că stai tot timpul așa grav, de zici că totul se dărâmă, eu nu știu. Mi se pare că
E obositor. Cred că e obositor să fii așa tot timpul gra și statuar și să... Și pe lângă toate astea a mai venit și Sfânta Toamnă, de care mi-era foarte dor, nu mai pot. Deci nu mai e așa. Deja s-a răcit, adică eu deja o simt. Simt că a venit toamna, simt că e rece, s-a schimbat atmosfera. Îmi dau seama că a venit toamna numai din faptul că noaptea sunt înghesuită de doi negri. Și prin doi negri mă refer la pisici, nu vă gândiți la prostii. Sunt înghesuită de doi negri. Chiar dacă nu, seara nu sunt cu mine, noaptea mă trezesc cu ei lângă mine. Deci, ieri dimineață, mă rog, ieri, nu știu, spre dimineață, m-am trezit cu Jimmy în fața mea, că așa vine. Când vrea mâncare, vine și se pune cu năsucul fix în mutra mea, așa. Și eu îi trag păturica și molfăie la păturică. Pe principiu, mai stai. Și, nu știu cât, era întuneric afară, nu știu cât era ceasul. Bănuiesc că era până în 6. Când m-am trezit și a venit el acolo, am molfăit la păturică și când m-am trezit după 6, făcuseră schimb. Era Udi lângă fața mea și Jimmy era la picioare. Zic, când v-ați mutat, mamă? Pentru că Udi are obiceiul că dacă vrea să stea într-un loc, se duce să se pune peste Jimmy. Deci dacă vrea să stea în locul în care stă Jimmy, se duce să se pune peste el. Sau, mă rog, îl înghesuie să bagă așa toată în el și lui ăla nu-i place și atunci ăla se duce să mută de acolo. Și cred că așa i-a făcut și acum. A vrut să vină lângă mine, ea să fie mai aproape de mine și las că îmi iau eu locul, îmi revendic locul, da. Sunt foarte simpatice. Și acum că a venit frigul, au început să mă bagi în seama că toată vara m-au ignorat, adică nu. N-am avut treabă cu ei, nici nu ne-am întâlnit decât la mâncare. Când le era foame, atunci mă cunoșteau și pe mine, mă băgau și pe mine în seamă. Pe lângă asta, săptămâna asta este bălci, da, adică un fel de târg din ăla mai fancy, care pe vremuri când nu aveai magazine și nu puteai să-ți comanzi chestii, erau wow, știi, adică te duceai și găseai toate chinezăriile posibile pe care nu le vedeai în altă parte acolo. Acum nu prea mai e, acum e, să mai duc ăștia de pe aici, de pe la țară, care nu prea ajung la oraș. Știu că la un moment dat am filmat de acolo, dar nu știu, am văzut că întindeau tarabele când am fost la medic. Am fost la medicul de familie și chiar acolo dispensarul și am văzut că întindeau tarabele și e foarte poftă de un nuga, dar nuga cum era pe vremuri, o nuga de-aia tare, vă-ți rupeai dinții în ea, știți? De-aia, nu știu cum era nuga pe vremea voastră, dar pe vremea mea, într-un timp, nu, că după aia a devenit și mai tare și după aia a devenit din aia fleșcăită, cum e acum, din albuș de ou. Dar într-un timp, nu știu cum, din ce făceau nuga, că era super, super tare, deci aproape că îți rupeai dinții, dar totuși intra, adică mergea să muși din ea. Era cam de consistența unei halvale, avea consistența la halva, consistența la halva, dar puțin mai cremoasă. Știți, cam așa era nuga aia. Și era atât de bună, Doamne, și mi-e dor de o nuga din aia, dar nu mai găsesc. Nu, no, găsesc numai din asta, din albuș de ou, care e grețoasă, adică e albuș de ou cu zahăr și e grețoasă. Nu e cine știe ce de capul ei, da. Nu știu dacă mă duc să vedem. O să dau o fugă cu bicicleta până acolo să vedem, poate... Întotdeauna când mă duceam acolo, mâncam în vată de zahăr. Asta era singura chestie excentrică pe care o făceam și, bineînțeles, când eram mică, mă dădeau în prim chestiile alea de te învârt. Acum nu mă mai dau, că îmi sare bila de la loc. Mă dau în ceva cum... Mă întâlnesc cu bila mea și nu-mi doresc chestia asta. Da, și apropo de asta cu mâncare și cu așa, mi-am făcut, aseară, mi-am făcut o mască cu miere. O mască pentru față cu miere, care este super, super bună, pentru că știți că mierea are rol antiseptic și de fiecare dată când am explozii de coșuri sau ceva, ca să scap mai repede de ele, fac o mască cu miere care e foarte bună. Și mă gândeam la chestia asta cum toată lumea a început să denigreze sau să, nu știu, zică de produsele astea, de preparatele astea făcute în casă, că vai, Doamne, dar cum să dai, dar vai cum, o enzimă, stai cum, că mi-a lăsat cineva un mesaj,
o fibră vegetală cum să-ți ajute ție tenul sau părul sau nu știu ce. O, era o chestie, o formulare de genul, s-a mi-a lăsat cineva la un moment dat un mesaj, tot așa când făcusem o mască și că nu se poate, adică uleiul de măslin, laptele, iaurtul, mierea, mirodenile în general, lămâia, prin America de Sud, cafeaua și uleiurile pe care le mai au acolo, avocado, sunt folosite de mii de ani în cosmetică, așa, sunt folosite, adică știm de Cleopatra care făcea baie în lapte ca să aibă pielea mereu frumoasă, știm de tot felul, mierea, se folosește și în China se folosește dintotdeauna în produse din înfrumusețare și ne-am trezit noi că de vreo 50 de ani, hai 40, îmbuteliem cosmetice și ne-am orientat către a folosi cosmetice din borcane, adică alte au fost folosite mii de ani și acum brusc nu mai sunt bune pentru că am început să facem creme în borcane și nu ne trebuie creme în borcane. Eu nu zic că nu sunt bune și creme în borcane, dar asta nu înseamnă că o mască cu miere sau, aplicată cum trebuie, nu e bună. Din contră, e chiar foarte bună și e și exfoliantă, by the way, cu condiția să nu ai cuperoză sau tenul sensibil, că atunci s-ar putea să-ți sensibilizeze tenul. Că iarăși este o chestie, în vremurile alea oamenii erau și foarte atenți la tenul lor, la pielea lor, la cum reacționează la diferite produse, că nu-ți trebuie multă inteligență și nu trebuie să fii geniu și nu trebuie să fii cosmetician, trebuie doar să fii atent puțin la pielea ta și să-ți dai seama, băi, stai un pic, și cu cremele astea din borcane, adică îți dai seama, după 3 utilizări, parcă mi se irită fața, parcă mi ies niște coșulețe, parcă sunt mai roșie. Ok, mă opresc din a o folosi, înseamnă că e ceva neregulat cu ea, ceva nu priește, nu? Nu o folosesc până mi se termină că am dat bani pe ea. Sau o folosesc că e din borcan, dar nu folosesc, nu știu, o mască făcută în casă cu produse naturale. Am văzut discuția asta de mai multe ori pe net și mi se pare așa absurdă și mi se pare că mergem din ce în ce mai tare tot pe ideea de consumerism, că asta pleacă tot din ideea asta de a fi extra consumeriști și de a consuma cât mai mult și de a cumpăra cât mai mult. Tot pe ideea asta dăm naștere unor aberații de genul ăsta, adică, vai, nu... Nu mai folosim miere, nu mai folosim iaurt, nu mai folosim ulei de măsline, nu mai folosim ulei de măsline, că vezi, Doamne, are celula prea mare și e mai mare decât a noastră și nu se absorbe și... Da, bine. Când vrem să... nu știu, denigrăm un lucru, putem găsi foarte multe argumente, adică inclusiv pentru cafeaua asta sau pentru cana asta, dacă vreți, pot să inventez argumente pentru care este toxică această cană dintr-un porțelan banal, ciob, clasic, din care am mâncat și am băut până acum toată viața. Dar brusc poate să devină toxic dacă caut mine să formulez argumentele. Cam așa este și cu cosmetica. Adică și unde mai pui că, de fapt, tocmai cosmeticele astea îmbuteliate în borcane și puse așa foarte frumușel și ambalate și cu reclamă și cu nu știu ce, tocmai astea fac mai mult rău. Adică, cred că au fost mai multe femei care au avut fața arsă de la tot felul de acizi, peeling-uri și tot felul de prostii din astea chimice îmbuteliate decât de la miere, de exemplu. Zic, asta așa că mi-am adus aminte acum că mi s-a oprit camera și m-am dus până în baie și mi-a adus aminte de treaba asta cu... Vedeți, cam așa funcționează mintea mea, dar e un pic de ADHD, cred. Adică sar de la un subiect la altul, sar de la o chestie la alta și de-aia vreau să fac clipul ăsta ca să vedeți cât de haotică e mintea mea, în caz că nu știați deja că, da, cam așa e. Cam așa funcționez eu, de-aia mi-e și foarte greu câteodată să mă concentrez pentru că întrec 50 de miliarde de gânduri și de-aia mă bâlbâi foarte mult, că văd și la editare și multă lume mă critică că mă bâlbâi foarte mult, dar când mă bâlbâi, nu mă bâlbâi când de tâmpită, mă bâlbâi pentru că în timpul ăla, în mintea mea, mai trec încă cel puțin 3-4 gânduri pe care le vizualizez, că eu v-am zis că eu vizualizez, adică eu mă uit la cameră, dar în fața ochilor mei se derulează așa un film cu gândurile respective. Și în timpul ăsta eu trebuie să mă concentrez să și zic ce zic pe cameră, dar în același timp între gândurile alea, se derulează gândurile alea, așa ca diapozitivele, și la un moment dat mă bâlbâi pentru că rămân agățată în gândurile alea, știți, în loc să mă concentrez. Și asta vine de la mintea mea, care e foarte haotică și nu reușesc să o focusez câteodată pe ce vreau. Da, mă rog.
Da. Ești un pic de ADHD aici, știu. Sau, mă rog, o chestie de asta, nu știu care din ele, habar n-am. Chiar nu mai stau să le caut, că deja m-am pregătit să caut atâtea bube și atâtea defecte și atâtea chestii. Dar, da. Mă gândeam că mă duc să fac niște poze, că am văzut niște lanuri de floare soarelui netăierată. Și mă gândeam să mă duc să fac niște poze, dar trec foarte multe mașini. Cum am zis, e faza cu bălciu și trec foarte multe mașini și n-am chef de spectatori chiar. Așa, o să mă duc să fac eu zilele astea, nu mai încolo. Fac niște poze, ar trebui să mai încerc să mai fac și eu niște poze. Am fost într-o stare din asta în care și din punct de vedere al energiei am fost low. Nu, n-am fost depresivă sau ceva, adică n-am fost ca un alt dăți când mamă simțeam că mi-aș tăia venele așa. Nu, nu, am fost ok din punct de vedere psihic, ca să zic așa, dar nu știu, am energie și acum că a venit valul ăsta de frig, m-a înghețat toată așa zgribulită și aștept să iasă frigul de undeva, de după colț, așa, știți? Stau la pândă, cum stă Jimmy la pândă când așteaptă să iasă cineva să-l atace, să-i mănânce mâncare, așa stau eu. Unde-i frig? Unde-i frigul? Așa. Și nu știu, am fost foarte low energy, de-aia nici n-am postat, am fost așa mai... și de-aia nici n-am, nu știu, n-am stare de multe chestii, n-am făcut poze, n-am mai fost în starea aia creativă. Vine Jimmy, stați așa. Da, haideți că... am zis că vine Jimmy și n-a mai venit, că n-a binevoit să ne onoreze cu prezența. Da, cred că mă opresc aici, că mi s-a oprit iarăși camera. Cred că mă opresc aici, vreau să vă mai zic câte ceva. Vreau să vă zic ceva de Jennifer Lopez. Vreau să vă zic ceva despre ce vreau să mai vorbim. Ah, de despre niște interviuri de angajare foarte funny. Mă rog, funny. Dacă vreți să mai fac astfel de, nu știu cum să le zicem, clăci din astea în care stăm așa, să-mi ziceți, dacă facem o clacă din asta așa, să-mi spuneți. Da, mă opresc aici ca să mă și apuc de editat, că am de editat slavă cerului destul și nu o să am când, că mâine mi-a zis, mă duc să-mi bage dale în ochi, vresc să-mi bage picăturile alea nenorocite în ochi, dar mă rog, trecem peste. Mulțumesc dacă v-ați uitat, nu uitați să vă abonați, veniți și pe Instagram, vă pup și ne vedem în următorul clip.